Prețul pâinii nu va ajunge la 5 lei, asta a declarat aseară Emil Boc, care însă n-a știut să răspundă la o întrebare simplă. Cât costă acum o pâine? Cât costă o pâine? O să vă spună domnul ministru al agriculturii, pentru că și așa el este cel favorit la acest subiect. Așa că nu intru în jocul dumneavoastră. Dar este interesant pentru cetățeni, pentru că vorbim de o criză a alimentelor. Orice vreau să știți că 5 lei nu va fi pâinea. Șeful executivului a preferat să evite întrebarea și să nege declarațiile recente ale sindicaliștilor din sectorul agricol. Aceștia au avertizat că prețul pâinii și al produselor de panificație va crește cu 10-15%. Și dacă tot nu știe primul ministru care este prețul unei pâini, ne-am gândit să-i dăm o mână de ajutor. Trimiteți-i premierului un mail prin care să-i spuneți cât costă pâinea în orașul sau satul în care stați. Adresa este cabinet.pm@gov.ro. O copie a mesajului puteți o trimiteți pe adresa știri@antena1.ro.